Cavalli, Glauber este cel care respinge cu capul. Frumos topul pe piept al lui Grigore. Roman mai departe. Printează în dreapta Herea. Roman încearcă șutul. Gol! Ce gol reușește Mihai Roman! În minutul 24, Rapidul deschide scorul aici la Bistrița și vedem reacția lui Marius Șumudică. Surprins veteranul albuț în poarta Bistriței de această super execuție a lui Mihai Roman. Care iată mulțumește celui de sus pentru această reușită. Iată-l pe Roman plecând de la centrul terenului, sprintând într-o zonă liberă. De fiecare dată până acum Roman a fost tratat cu neatenție de jucătorii adversi și a fost lăsat să avanseze, să găsească spații libere, să tragă la poartă. Ei bine, până la urmă Roman i-a pedepsit pe bistrițeni pentru greșeala de a-l fi desconsiderat. Și deja nemulțumirile spectatorilor aici la Bistrița încep să crească. Bistrița nu stătea bine nici înainte aceste etape, avea minus 10 la adevăr, chiar dacă în clasament avea un oarecum asigurător loc 12, e bine, avea minus 9 la adevăr Bistrița. La acest scor, Gloria are minus 12 și devine și ea o echipă. Deocamdată rapidiștii sunt la controlul acestei partide. Iată însă că bistrițenii încearcă să recupereze repede și să plece pe contraatac. Reușește Achim să facă acest lucru. Băjenaru se întoarce cu fața spre poartă, lansează pe Ciprian Petre. Petre cu un stop bun, Petre, șut, Dani Comă la apără, Cavalli, gol! Doar 7 minute a condus Rapidul pe tabelă. În minutul 21, în minutul 31, cer scuze, Simone Cavalli marchează al doilea gol al său pentru Gloria Bistrița. După un atac rapid al echipei gazdă, și bucuria se înstăpânește aici în tribunele stadionului Gloria. Revedem lansarea către Ciprian Petre. Foarte bun stopul lui Petre. Șut apoi pe care Dani Coman îl respinge în primă instanță. Pavel Vidanov este cel de lângă care a tras Ciprian Petre. Dani Coman respinge în lateral, e adevărat, însă Cavalli nu mai poate fi oprit. După ce a marcat în partida cu Sportul Studențesc și a adus 3 puncte foarte importante pentru Bistrița, iată-l pe italianul Simone Cavalli recidivând și înscriind din nou pentru echipa sa. Pare un înlocuitor demn din acest punct de vedere al lui Junior Moraes. De altfel, ca o curiozitate, până la acest meci direct, în care în acest moment sunt la egalitate cele două echipe, luni încheiem etapa în direct pe GSP TV de la 8:30 seara cu meciul dintre Unirea Urziceni și FC Brașov. Vedem atacul Bistriței, pasă pentru Ciprian Petre, pentru Liviu Băjenaru, care trage cu pământul. Dani Coman și-a folosit din plin experiența, a ieșit și a închis unghiul jucătorului Bistriței, reușind să rețină fără probleme. Acum o pasă greșită, pasă pentru Cavalli, scoate Coman, gol! Apărarea Rapidului Groghi în aceste ultime minute. În minutul 66, Simone Cavalli își demonstrează stofa de atacant și reușește al doilea gol al său în această partidă, al treilea pentru Bistrița. Toate trei golurile Bistriței de la reluarea campionatului marcate de Simone Cavalli. Și din acest moment va fi foarte greu pentru Rapid să mai revină în această partidă, mai ales că Șumudică a făcut deja toate schimbările. Rapidiștii sunt năuci, se uită unii la ceilalți în propria jumătate de teren. Devine greu să creadă ceea ce li se întâmplă. Revedem centrarea foarte bună a lui Sebastian Achim. Cavalli din prima, Dani Coman victimă sigură în fața sa, chiar dacă excelentul portar al Rapidului a reușit să scoată cu piciorul de pe linia porții. Are ghinion în această seară Dani Coman. Ambele respingeri ale sale la faze de 1-1 cu adversarii au ajuns tot în piciorul adversarilor și Simone Cavalli l-a pedepsit de fiecare dată. Rapidul nevoită să alerge după egalare. Sesinia cu capul, foarte bună centrarea lui Sorin Frunză. Putea să dea repede lovitura Rapid la doar un minut după ce Bistrița a trecut în avantaj. Sesinia
cu această deviere. Și acum trebuie să fie atent Bojovic, pentru că iată vehement îl atacă Sebastian Achim. Vedem să un fault în atac Paulu Nimotar și acordă lovitură liberă în favoarea Rapidului. Bătută repede, Frunză. Atât pe Frunză, pasându-i, nu, acum mai pasează lui Sesinia, se cere offside, nu este offside și gol, Herea! 2-2 în minutul 71, fundașii bistrițeni erau cu mâinile pe sus, cerând offside la Sesinia, am senzația, în momentul în care acesta a primit pasa din partea lui Sorin Frunză. Se ceartă foarte tare capitanul Bistriței Albuț cu centralul Nimotan, acesta arată și cartonașul galben în careul Gloriei Bistrița, însă rămâne golul marcat de Ovidiu Herea, al 10-lea al său în această ediție de campionat. Din minutul 71 se restabilește egalitatea, noi revedem această fază de atac, o fază pe care Radu Naumov va discuta la Premium Liga imediat după încheierea acestei partide pe GSP TV împreună cu Dan Udrea de la Gazeta Sporturilor și cu Robert Niță, fostul atacant al Rapidului. Foarte bună centrarea lui Sesinia, l-a găsit perfect liber pe Herea. S-au comis câteva greșeli importante în cele două apărări în această repriză secundă. Din nou Frunză cu o centrare la colțul scurt. Până la urmă Albuț reușește să rețină în fața lui Nicolae Grigore. Neumarkt, gustul puternic și amărui care să rămâne în minte. De la Hamei pus din greu. Reproșa nu-mi dăma ce în poartă va apăra până la finalul acestei partide Zechiaș, fundașul brazilian introdus în minutul 61, adică acum un sfert de oră, în locul bulgarului Vidanov. Prevedem ce s-a întâmplat, Dani Coman, da, fault intenționat aici, fără niciun fel de discuție, l-a oprit pe Simone Cavalli, care urmărea această minge, poarta era goală, a fost un blocaj ca la basket. Cu mâna, Dani Coman trimis așadar la vestiare, în vreme ce Liviu Băjenaru se va afla față în față cu Ezechiaș. Nu Ezechiaș, ci Roman, până la urmă, este cel care îmbracă tricoul de portar. Ezechiaș doar a primit sfaturi de la Dani Coman, însă în momentul în care unul dintre jucătorii Rapidului decide să îmbrace tricoul și să apere acest penalti, va trebui să joace portar până la finalul meciului. Liviu Băjenaru față în față cu Mihai Roman. Minutul 78. Pradă ușoară Roman. Și din minutul 78, așadar, Bistrița conduce cu 3-2. 3 goluri a încasat Rapidul la Bistrița. Rapidul cea mai bună apărare până la această partidă, doar 13 goluri încasate în primele 21 de etape. Și cu un om mai puțin rapidiștii. Avem un final de meci deosebit de interesant, dragi prieteni, aici la Bistrița. Rapidul a condus cu 1-0 prin Mihai Roman. Cavalli a egalat la 1 și apoi a dus Bistrița în avantaj cu 2-1. A egalat din nou Herea în minutul 71, 2-2. În minutul 77, Dani Coman este eliminat. Și Șumudică făcuse toate schimbările în poartă. Până la finalul meciului va fi Mihai